excelent, aș spune, de fiecare dată când l-am văzut în ring. Numele de ring al lui Ionescu este The Silent Killer, ucigașul tăcut, iar meciul din această seară este o revanșă. Cei doi s-au mai întâlnit în decembrie anul trecut, deci acum un an, la Timișoara. Ionescu a câștigat atunci prin knockout. Frumoasă cămașa pe care o poartă Ionescu. Evident, în legătură cu ziua de 1 decembrie. Da, prin această ținută Cosmin Ionescu a ținut să marcheze și el ziua națională a României. Frumos gestul său. Rămâne în ring Ionuța Todiresei, care bănuiesc că va pleca după acest meci, căci urmează meciul super greilor. Ar fi absolut ciudat ca Ionuța Todiresei să-l arbitreze pe Sandu Lungu. Aici încă mai merge la 91 de kilograme. Mi-aduc aminte că Vlado Condov, arbitrul bulgar din Varna, care a oficiat mulți ani la galele profesioniste din România, primea ca un făcut meciurile greilor spre a le arbitra, el fiind cam de dimensiunile lui a Todiresei. Și avea mari probleme în a-i despărți pe coloși în ring. Nu odată a fost tăvălit, a ajuns la podea încercând să îi despartă. Ionescu așadar cu mănuși roșii, combinație foarte bună, stânga la corp trinsă de Ionescu, croșeu de stânga și Burtea pune genunchiul jos. Și n-au trecut nici 30 de secunde din această luptă. Cum spuneam, Ionescu este un luptător de calitate, cel puțin aici la nivelul galelor care se organizează la noi. Da, nu e în apele lui, se clatină, e supus unei noi numărători și nu cred că aceasta doar numărătoare vine din high kick-ul pe care l-a expediat Ionescu, ci mă gândesc că nu și-a revenit pe deplin din ce a încasat anterior. Uppercut de stânga a încercat de Ionescu, deja două numărători, a treia va pune punct acestui meci. Ceea ce se și întâmplă. Cosmin Ionescu îl învinge din nou prin knockout pe Robert Burtea.